Biroul rutier al Poliției Municipale a lansat astăzi proiectul preventiv educativ pentru școlari și elevi intitulat Parșcoală pentru pietoni. Ne dorim ca preșcolarii să învețe și să-și însușească regulile de circulație pentru a nu deveni victime ale accidentelor de circulație. Ne dorim foarte mult ca ei să învețe cu acest prilej pe unde se traversează strada, ce obligații au la traversarea străzii, care sunt locurile de joacă și cum se face deplasarea de acasă la grădiniță. Acest concurs are menirea de a-i învăța pe copii să fie în siguranță, să fie protejați în primul rând de către ei și apoi de către părinți, educatoare, învățători, care nu întotdeauna, începând cu anul viitor, vor fi lângă ei când vor parcurge drumul de acasă la școală și de la școală acasă. Copiii au fost învățați cum să circule pe stradă, cum să traverseze și cum să se ferească de primejdiile traficului rutier. Ce culoare are semaforul? Bun. E bine să traversăm? Nu. Ce trebuie să facem? Să stăm pe loc. Până când? Până la culoarea? Până la culoarea verde. Traversăm. Știu să că știu regulile de circulație. Regulile de circulație. Și cum circul tu pe stradă? Pe unde mergi? Pe trotuar. Copiii au participat și la un concurs tematic la care au fost premiați cu diplome, șepcuțe și dulciuri. Proiectul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Buzău și s-a desfășurat la Galeria Mol, unde a fost amenajat parcul tematic. La concurs au participat 16 echipaje formate din câte 2 preșcolari de la grădinițele din județ, însoțiți de profesori și îndrumători.